Primarului din 2 decembrie, numărul 189, astăzi ședința Consiliului Ordinar. Pentru ședința de astăzi s-au înregistrat 21 de consilieri. Acum, în conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale, se ridică mandatul de... Și președinte, da, 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 domnule Bun, dar trebuie să... Conform hotărârii 601 din 3 decembrie, a fost ales următorul candidat de pe lista suplianților, Levin Ion, la Partidul Democrat. Acum rog propune pentru alegerea președintelui. Da, domnule. Propun să mă alegem ca președinte de Valoarea Sarcinilor. Alți propune? Punem la vot. Cine e ca pentru doamna Alexandra să fie președinte de astăzi? Președinte de astăzi. Doamna Alexandra, sunteți în stat. Cine e împotrivă? Cine s-a abținut? Care o asta și sunt curva dușa să le
trasă asta, cererea de asta. Care să... Asta și e, domnule. Primăria? Asta ce? Am vrut idei, dar e disant. Domnul consilier, dumneavoastră ca și consilier, trebuie să cunoașteți că aveți dreptul la orice întrebare. Să faceți interpelare și noi suntem obligați să vă răspundem în scris sau oral sau în orice situație. Dacă la ședința Consiliului menționați că vrem în ședință, dacă nu, vă dăm direct dumneavoastră, absolut. Pentru ce mai suntem la primărie? Pentru ce mai suntem noi aici la primărie? Pentru ca să vă oferim ceva. Doamna președinte, a fost ca o propunere. Dar nu s-o întărit încă o arătă. Nu, asta nu aveți motive azi. Deci motivele informative, domnul consilier, are dreptul să le solicite, dar nu pentru ordinea de zi. Notele informative nu se introduc în ordinea de zi. De fiecare dată putem veni cu orice notă informativă solicitată de dumneavoastră. Fie că este vorba la început ședinței sau fie că este vorba la sfârșitul ședinței. Adică suntem sfârșitul ședinței să vin cu informație și cu răspunsuri la interpelările dumneavoastră. Este bine? Da. Eu propun că întrebarea domnului Andrei să o să fac o următoare ședință. Nu, dar după ședință. Că nu trebuie să dungi ăștia să fie iar. Dar nu-i întrebarea să fie informația. Informația să vedem după ședință. Eu fie că veniți vorba de care înseamnă la o problemă sau altă, adică concret, să nu puteți să luăm toate deciziile de la începutul anului și să le analizăm la ședința Consiliului. Concret, asta este răspunsul realizat. Asta o reacție. Concret, vă interesează. Adică să vedea personal sau public? Public, mai așa. Public, ok. Care din ce spune la tata, așa care nu... Vă dăm informația, nu este plinit. Doamna, domnul președinte, stați consilier. Am venit în materialele proiectului de decizii, unde aveam 13 întrebări către o oră de zi. Astăzi avem altă oră de zi cu 19 întrebări. Adică, primește peste noapte mai multe întrebări care nu au fost studiate și discutate în comisie. Așa înțelegem noi. Primit, primit, așa, deci s-o propun.
Suspisul cerere de domnul Nicolae Zură la Gârle. Sava la Cazângerișe, la Dâns Vograda și nu de gata Supravală. La Dâns Vograda, e la școală, îi zângește că e la școală. Poate Nicolae la urmă. Păi și asta se spune la Consiliu. Și asta se spune la Consiliu. S-a propus să fie o informație cu privire la canalizare. S-a zis că să fie la sfârșit. Și cu privire la casa de ambalaje, cu privire la canalizare. La sfârșit, la sfârșit, informație. Nu e o problemă. Așa, eu vă rog să lucrăm la ordinea de zi. Întrebările care apar suplimentar la urmă. Aici se întrebă. Nu să aștepte omul de tâțul ăsta și pe noi sunt întrebarea lui. Spui răspunsul. Dar nu ești aici, am zis mai sunt 20 și am ușat să fie des cu întrebarea. Dar nu sunt întrebarea lui nici. Întrebarea lui nu se discută la Consiliu. Întrebarea lui primărie trebuie să duc să o scoate. Da, și gata. Și întrebări de urmă, nu e subiectul. Dar eu deși spun, trei primării discută. Eu n-am văzut cererea, mă credeți că n-am văzut cererea. Unii cererea. Unii cererea. Alexandru, mă rog un lucru să înțelegeți clar. Că nu-și termină lumea azi. Mai sunt zile. Să încurajați, spuneți pentru că voi nu vedeți când bate gândul. Subiectul nu e... Spuneți la Macala, că nu se termină. Dar și să ne cedă, Consiliu? Încă o dată. Dați minut la Consiliu. Ești sau ședați ce ți-au fost și care are și... Nu din conveniența Consiliu. Așa, stimați Consiliu, că mergem mai departe. Primul punct a răsut. Primul punct de ordine de zi. Vă rog, cine pentru? A ridicat mandatul domnului Andrei. Cu ordine de zi. Să iau informații. Este decizia vieți, pune sau poți gata. Cine pentru aceea nu vă dați? Ridicarea mandatului și acordarea altului. Să retragi mandatul, domnul Andrei Zucală. Vă rog, președintele aici, vă rog tare mult. Vă rog. Aici, pentru că banii din taxa pentru salubrizare, în afară de
salubrizare și amenajare teritoriului pe care noi folosim. Noi confiscăm creditați pentru iluminare, dar noi folosim și bani pentru iluminare, pentru că bugetul statului foarte mult este solicitat la capitolul iluminare. Și atât doamna contabil îmi spune că 20-30 de mii de lei lunar noi cheltuim pentru iluminare. Și știți, în toate țările europene această taxă este, la noi iluminare nu este. De aceea, eu vă rog să aprobăm și la această taxă 3 lei de persoană și pentru anul 2006. Salubrizare. Taxa pentru salubrizare, codul fiscal prevede o taxă pentru persoană. Așa, lunată. Lunată. Da. Eu sunt de acord cu asta, dar sunt mulți când am venit aici, sunt mulți care plecați pe granițe. Eu pun la evidență și orice cer la toți care sunt la evidență. Și la multe familii care sunt mai, eu știu, nu prea au bani și asta, și sunt 5-6 în familie, și acolo fac au consum pe Budân și Mărișoară la asta. De asta primește fiecare om, copil, de asta 36 de lei, și dacă sunt 7 persoane pe Budân și în familie, și alții nu plătesc, pentru că la mine se pleca asta și trăiesc și la vigență, dar aici din poate să fie bani. Dar el mai vine acasă în jurul? Păi o să fie la vor lumină, și mai este dacă sunt scotare. Dar să facem cum va să... La mine de bun, vă spuneți părerea, bine. Așa, asta e părerea, putem la la părerea. Păi și tu dacă ai deși noi, să te duci la pui. Gata! Eu mai să cred că poziția din finanță totuși s-a rugat vorba. Adică de taxa cu rutierii. Mi-a fost dat răspunsul că acestea nu plătesc la noi taxele aici. Adică atunci, adică, că da, cetățenii noștri trebuie să duci de la sat până la oraș și să invers, dar nici nu dau în primărie. Adică nici o taxă, absolut. Același lucru îl fac taxiștii noștri, dacă așa să spunem. Unde la taxiști eu pus 300, s-au pus ca așa în trecut, dar în trecut au fost schimbat la 200, anii s-au rămas tot 300, cred că. Tot aceleași rute, de fapt, unde 300 de lei îi plătește pe lună taxiul care duce numai 4 sau în urmă și unul cetățean. Adică, pe lună. Să punem pentru că ei sunt majoritatea mașinilor, lucrează ilegal în sat. Păi asta și așa, anii trecut, dacă era o leagă mai puțin, să știți că taxiștii, decât o da o mită, o cum zic, pun eu așa, la unul care la control, mai bine el ar da în primărie, dar o leagă mai puțin. O leagă mai puțin. Și aici mă refer și la amenajarea teritoriului. Dacă dumneavoastră vă uitați, anul trecut a fost 200 prima taxă. Eu solicit ca noi consilierii să punem o taxă cum a rămas, cum a fost anul trecut de 200, până mă lăsesc și de ce. Sunt, noi de fiecare de noi avem cote de teren, fie cu struguri, fie cu legume, fie cu pomi, mai știu eu și. Acolo tot activează oameni care nu sunt angajați și le plătește 200 de lei în sara și bună ziua. Merge așa. Care este modalitatea la un agent economic care are, iată, din parcursul anului, au înăștate sezonieri. Unde s-a potrivit tot așa. Să plătească 200 de lei în sara și mântuit. Dar acolo este un control la întreprindere. Dar la cotele de teren care oamenii au pe dealul, nu este niciun control. Adică nu găsesc că 300 de lei ar fi normal. Noi dați ca să nu îngropăm pe cei care, de exemplu, eu o vară, cu noar și eu am luat două pietiță asta vară, că să îi îngropăm și să-i punem pe dâns și-i splătească. Dar sezonierii care stau în câmp, când nimeni nu-i controlează, așa e așa. Noi grabă nici de ce n-ați găsit. Păi n-ați găsit. N-ați găsit. Ei nu au plătire de muncă cu amnișeia. Ei nu plătesc nimic. Antreprenorul, dacă nu plătește nimic,
oamenii și ei care se duc sezonierea, eu cred că sunteți de acord cu chestia lista. Și câți agenții economici la noi sunt, o să caute alte căi. Dacă e așa de scump taxa asta pentru amenajare. Dacă cineva cunoaște, trebuie să fie de pentru fiecare angajat. Băi, concret, eu am spus, să rămânem la taxa de 200 ca anul trecut, plus la asta este, m-am mirat faptul că așa ușuriam la Comisia de Finanță s-au vorbit de 7,5 taxa pentru cazare. 7,5, cred că vă dați seama, din veniți-o de vânzări. Eu cred că, oricum, să vă dați seama care sunt. La noi nu sunt așa multe. Și plus la asta, încă și serviciile astea care bazin de nord și toate... Eu spun în întregime că noi toți la asta ne întâlnim cu dânsă. Pentru noi ce propuneți mai... O dată mai micșorate ca noi să-i stimulăm, poate și așa care vrea ca să-și facă ceva. Dar el când vede că e ca așa l-a sorbit, e ca așa l-a sorbit și când nu mai despre Duhul Dumnezeu Sfânt. Și vreau să vă puteți că primăria e înghită, nu știu, da? Nu. Noi ca atare, nu primăria. Noi ca atare. Mă chem într-o bună ziua să ne scoateți că noi tot la pachet. Toți. De aici. Azi vedem. Depinde cum astea portăm. Băi, dar asta și pot să cred. Adică dați altă zi. Am înțeles. Ca să fie argumentat și să-și știau privirile, dar nu venitorile. Noi ne străduim și luăm noi de la oamenilor de pensat. Argumentăm că cu el e prejit. Eu aș spune și eu că agent economic ați trecut. Concret, 7,5, nu ați propus că... A fost 1,5 anul trecut. Că 1,5 anul trecut. 1,5. Așa a fost. Așa a fost. E că și cine sunt în majorată asta, taxa? A fost 1,5 1,35. Și de la 1,35 la 7,35, ca ușor. O fost 7,35. O fost 7,35. Deodată a fost 7,35, dar am adus cu asta 1,35. Pe anul trecut. Așa, vă rog, ați propuneză, aduci și aduci. Eu vreau să mă uit taxa asta de 120 de lei pentru fiecare gospodărie țărănească înregistrată. Ce înseamnă asta? Este foarte registrat. Noi iarăși am trecut, am venit la întrebarea asta, ca să spunem ca să plătească 120 de lei pentru fiecare gospodărie care își dă care de seamă. Care ai activiază. Dar nu registrat. Dar să registrat. Noi 3800 de registrat. 3600. Dar cum dacă vă zic să registrați? Dar să registrați la fiscal. Nu că să registrați. Să poate registrat. Eu, de exemplu, ieți vreau să păsesc, dar nu știu ordine și ideina. Dar cred că asta înseamnă și cum te-am schimbat. Și când se dă legătură? Spate legislat. Sunt stipulăm care s-au înregistrat, au organizatoare înțelegească și activează de acolo. Dar este care pot, lindis toate registrațiile simbole. Păi, dar spuneți cum trebuie. Care activează? Care activează? Care activează? Câteva consilieri. Începem de la doamna Barascuia, cum a spus, cu 300 de lei la taxiune de lei. Toată considerații că s-a mărit prețul de la 20 de lei, vă știți, s-a luat și iar 30 de lei, da? 25-30, da. Și apoi, la comisie, o votat iar 5 la 1, reieșesc din considerări care vă spun eu. Eu cred că nu-i mult 30 de lei, pentru 2. De ce 30 de lei, da. 2. 100 de lei. Taxa de transformare de teritoriu. Doar mă răspunde. Cam câți, de fel, de agenții economici sunt, care au la dânsul de primiți pe contract în port, angajați? Au 2-3. Da, da. Și deci cine să iei? 3-3-3-3-4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 
comisia aia s-a votat și să mai angajeze de legal. S-a votat 5 la 1 iar. Mai departe, 120.000 pentru gospodării sănătate. Da, de acord, așa. Pe fiecare gospodării înregistrate și care prezintă de atisare. Dar de la 75, așa au fost încă trecută. Am și avut și decizia. Nu, eu nu știu ce am trecut. Așa că comisia nu a votat toate sumele. Este cu 5 la 1. Care sunt abate, doamne, pe răspunde, eu sunt scurat. Eu mă lămuresc.
o să aprobăm taxe sau o să micșorăm taxe la fiecare dată, atunci o să ne întrebăm tot noi consilierii cu dumneavoastră împreună. Dar de unde să ne luăm banii? De aceea și vine o leacă de suport și de la un agent economic și la o persoană juridică, asta, care achită, adică înregistrată juridică, ca să avem ce? Noi toți când venim de chestia care vrem, curat, iluminat, drumul și pentru că e problema asta, dacă taxa avem salubrizare, vorbim domnul Rec, poate că și are dreptate, dar, de exemplu, eu am plătit 6 membri plus copiii mei care v-au luat la 3 membri și au 140 lei și mai mult. 140 de lei, dar da. Cât bani s-au strâns anul trecut? Da, s-a zis. Păi spune 20, cât este greu, la momentul nu s-a acumulat mult, am zis că s-a 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 Se plăți la 1,35 la 7,35. Eu am o domnul Vasile să spună referitor la activitatea taxiștilor. Mă rog. Cum activează taxiștii la noi și cum plătesc pe spui de urmă? Poate că în procentaj 15% activează legal, au firme, că sunt doi agenți economici înregistrați. În rest, cunoașteți faptul despre ilegalitățile care le produc, sunt multe mașini. Chiar cu unul de străini care prestează serviciul. Câte-i, domnule? Câte sunt la număr, nu mă vă spun la moment, dar se persistă, se discută că sunt. Sunt un topit rai, sunt verificat. Mai mult articole astea sunt de competență inspectoratului fiscal. Ei combat fenomenul fericit care fac taxiști ilegal. Le-am acordat suportul nostru. Mă rog, asta e situația. Noi am ascultat, am făcut aici ședințe în primărie cu taxiști, este și ilegal, și legal, de numărați lor. Deci s-au comunicat să plătească taxa la asta. Care e modalitatea lor de activitate? Prin firmă, da? Da, da. Nu-i secret, o să vă spun așa public, modalitatea unui taxist sau cum se lucrează prin firmă, e catastrofală. Lor le se cere atâtea puncte și atâtea taxă, că, nu știu. Da, bun, mulțumesc. Eu m-am sunt de... Da, înțeles. Domnilor, o solicitat la toată o cerere în spune statul noastră, la primărie, de a scuburi taxa asta, că ei se poate achita, pentru că ei spun că au tare mult pentru el. Cine e? Taxiști. A este două firme înregistrate, pentru că și el cum să-i pui taxă dacă nu e înregistrat? El? Nu plătește nimic. Pare așa ea. Așa e 30. Vorbim din taxiști X. Ilegal, ei juridic nici nu pot achita taxa asta. Da, nu achită. Nu achită. Vă spuneți în magie. Asta nu poți să înțelegeți. Nu-i normal. Eu asta am spus. Nu-i normal. Ar trebui taxa să fie o leacă mai mică, ca toți să leacă și în stat. Dar e taxa mai mică. Este achită și așa funcționează legal? Dar nu. Deci și nu. Deci și nu. Doamna Palastro. Doamna Palastro. Iar dați vă spun eu, taxiul de la oraș până la Păstești costă 120 lei, maxim 130 lei. A noștri, că se ducă din sat până la oraș, 160-170 lei. Da, e oameni pe dușe și au care ilegal lucrează. Da. Cu atâta, dar și nu lucrează ilegal. Așa că te-am prins și am dat. Și n-ați încrieți, luată mașină. Bun, eu încerc ficiuas aici. Eu încerc ficiuas, am încercat cu polițistul și cu inspectorat fiscal. Să-i prindem și să încerc de putință de aia. Impunem să formează firmă și totuna noi toți ne plimbăm cu taxiștii care da. Nu au autorizate și lucrează ilegal noi nu în sat. Da, doamna și doamna, noi vorbim despre asta, că dacă să-i punem mai mic taxa, a să primim poate mai mulți bani și tot o să lucrez. Cum ați primit o leacă taxa, așa puteți la negru să lucrez. La soluția nu vizare, nu face eu. Și cum ați o plătit, o să nu vizare, nu știu. Este avizul comisiei 300 de lei și trebuie să-l
aici, da. 300 de lei anual, mai oameni buni și nu. Eu citesc, eu citesc la donar. Așa, stimați colegi, nu credeți din ori nu. De câte ori le spuneți ocupați și vă stați o mărituri la 20 la 30 de lei. Doamna președinte, mă... Lunar. Cine pentru aceasta? Vă rog, votați. Am vrut să vă fac pentru ce? Pentru proiectul de decizie numărul 2. Păi proiectul de decizie am rezultat de la 7.5. Dar spate. Doamna președinte. Aici au fost comis o eroare din partea contabilității și la, cum zicea Rus, cândva planul meu de el. Era 1.5, într-adevăr. Dar nu ne prezintă 7.5. Să noi am schimbat negru, să schimbat negru. Așa că este propunere de schimbat 7.5, dar așa cum a la 3.5. Sunteți de acord? La 3.5, da? La 3.5. Da. Sunteți de acord? Eu, dar asta schimbat. Alte schimbări? Eu taxa de piață, uite, m-am luat și decizii la persoane străine, adică să referă la toți 200 de lei și acum și trece la străini oricum aici. Vor poate pus două taxe. Asta e vorba de terien. Terien. Nu vin mașini mari, poate străini, cu lei. Dacă tot așa era preț. Acolo vine la unitate. Nu terien, e terien. Aici văd că e scris în plasoare pe turbiese, dar asta... Și al doilea care nu au claritate, eu cred că mulți nu se clarifică aici, noi vorbim de 1.35, 7.35, dar trebuie să văd de și preț a fost 1.35 și cât, adică dacă s-o ridica la 7.5, e ridica la 4.5, văd o sumă premare, noi vorbim niște procente și nimeni la nimeni nu doare. Doamna secretară, vă repartizați informația. De ei, în luat din decembrie, cum a fost mărit taxul. După asta, luna februarie, a fost mărit taxul. Dar tu nu le-ai dat informația corectă. Nu, doamna Zinaida, eu v-am de 1.5 pe anul trecut. Cât s-o plătită? Cât dacă noi plecam 7.5, poate eu sumă fabuloasă. La urmă, dar la moment, acum 35.000 au fost calificate 30 sau supra... 35.000 s-au plătit. Dacă noi mărim de 7.5, e să vă propun 130.000, e să vă mășchiet. Nu. S-a depus în total 65.000, dar de râzări au fost calificate 30. Supravenitul este 35. A, ok. 35.000. Adică s-a depus mai mult. Cred că e mare suma, doamna primară, aici. Mă dată, noi primim... E 1.35, haideți mai clarul. Aici care n-au studie contabil, mai simplu. Cum spune Pașa, da? E 1.35 sau acum la 30.000. Adică trebuia să acum. E așa, s-a acumulat 65. Deci venitul a fost mai mare. Și e mare. Păi dublu. Dacă îți propune 3, primire. Nu, dar mai îți propune 75. Nu, 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 3. Nu, 400.000, dar nu m-am revenit. Am revenit 3.35. Păi asta, ca să știm că putem știm. 3.35. Noi am propus 25. 25 e normal, v-am spus. Adică atât cu procent. 25. Da. Mijloc puneți un 3, da. 3. Cine pentru aceasta vă rog votăm? Pentru ce? Pentru proiectul de decizie. Pentru cât? Pentru cât? Sandra, pune la vot. Andrei a spus 25, el 35, poate pune la 30. Am pus la 3. Putem la 30. Sunt lucruri care mi-e sunteți de acord, dar nu ajungem la 3%. De la 7%. Nici măcar să nu s-a schimbat, dar nu mi-e schimbă la 30%. S-a schimbat, da? Hai, 25. Așa, cine pentru 3? Cine pentru 3? Cine pentru 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 13, cine sunt împotrivă? Împotrivă! 1, 2, 3, 4, la 3, așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, s-a obținut? S-a obținut? 14 pentru, 7 împotrivă. Și primite. Așa, acum...
pe viitor, doamna Cundare, așa că aveți nu mai fiți. Să nu s-a nelegat prin s-a secretariatul cu ieșurile. Iar o vreți fie. Gata, nu mai dați cine amestec. Gata, 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 gata. Așa, putem proiectul decizii în întregime, da. Mai sunt întrebări. În întregime. Cine e pentru aceea, vă rog, votați? Păi, dar nu s-o... Aici au rămas 300, da, pentru... Da, au rămas 33. 1, hai vă rog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pentru, împotrivă? S-a abținut? Eu până când... 4. Eu am întrebare. Da. Rămân taxele așa cum le-au pus, eu ți-o dau la doamna secretară, rămân așa cum le-au pus doamna secretară? Sau invers cum s-au pus și au votat Comisia de Senat? Comisia de Senat. Dar nu știu eu aniște la înscuri cum s-au votat? Domnul Ioan. Trebuie știți într-așa țară. Doamna Părăscuri, eu vă rog, nu fășiți aici un fel de show. S-au votat deja 16, merg înainte, mai departe. Ce nu dăm mort? Suntem așa la bazarul și... Acestea sunt chestii care noi cu dumneavoastră le-am votat în Comisia de Finanțe. Noi votat, votare, ne-am votat. Noi votat. Da. Vedeți că s-a schimbat. Înseamnă că dacă este lante, e bine ca să ne trecem toate cu vederea. Și dacă ceva s-a scăpat sau gândesc, care-i treaba? Ceea ce mai... Mai departe, mai departe, mai departe, te-i trebuie să... Care cetățenii noștri îi punem în... Da, 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 da,
Deci, e vorba despre acei trei de fiecare certificat pentru care am aprobat, pentru care am aprobat și anul trecut, extras din registrul de evidență a gospodării populației, pentru eliberarea altor certificate la fial, pentru eliberarea caracteristicii vecii ei. Și doamna Lidia Sar mi-a adus aminte că foarte multe și procuri faci și noi le-am scris aici. Adăugăm și procurile, și procuri. Și procura pentru? Procura tot trei lei. La trei. Trei lei? La trei, da. Acorde juristul să ne acorde, de fapt,
să ne consulte și în anul viitor, pentru că avem nevoie în fiecare zi, noi, la judecăți și așa mai departe. Doi, juristul, doi, este vorba despre electrician sau tehnician, sau nu știu cum o numim. Să și de anul trecut, doamnă. Nu stea toți, nu stea toți. Prin urmă, s-a discutat la comisie despre specialistul în scrierea proiectelor. Știți, Maria Bibol este angajată la noi ca specialist în scrierea proiectelor. La Comisia Finanță am dezbătut acest subiect și comisia a fost argumentat, sau mai degrabă ni s-a adus argumente, pentru că doar această unitate este foarte solicitată de noi. S-a propus să fie majorat salariul la 5.000 de lei, pentru că în anul 2016 Maria a reușit să ne aducă proiectul în valoare de 1.600.000 de lei. Maria nu știu că astăzi este plecată România și nu este, dar noi am discutat la comisie. De aceea, ca să nu pierde, că este foarte temată în foarte multe locuri, avem nevoie de acest specialist, de aceea să vă rugăm să ne oferiți așa în condiții. Aia vă dă o întrebare, dar se poate anumit specialist asta. Da. Și de ce la jurist poți rămâi cu 4 minute? Da. Da. Dacă nu, ela este vine în mod special lunea și vineri, adică nu este fiecare zi. Mă interesează un lucru. Dumneavoastră la angajații primării, mai dați câte o primă, mai dați ce, mai dați ce. Specialistul cu relații cu publicul. Aici am niciodată. Și noi am vorbit că el trebuie să aibă ceva din toate proiectele pe care le aduce. Nu, noi am discutat, am negociat și am ajuns la 5, că spun eu acum. La 5.000? Da. Pasnic la știință, comisie, 2000 de lei, două unități, cum a fost așa la mine, operator foto-video, vă rog, nu plata lunar, dar plata pentru fiecare ședință. Pentru fiecare ședință, nu e dat de tot. E dat tot acolo este. Ei, nu chiar, face fiecare ședință. Nu chiar două. Dar ce tot acolo este? Plata pentru fiecare ședință. Și mai des. Și în ședință, ce înseamnă? Da, da. Pentru fiecare ședință. Patru muncitori auxiliari au trecut, ce am avut anul trecut, căzorie, 1.000 de la noi și 1.000 de la oficiu foarte bine. Tot așa. Da, tot așa, responsabil. Sumă. Tot 1.000, așa. Pe ședință? Până mâine de viață, și în reversul. 2000 de lei pentru operatorul sau responsabil de exploatare cazagerilor în perioada rece. Șase luni, da. Operatorul la sistemul de canalizare. 2000. Dar cât grămăgii aștepți în acum, mai înțelmire, cam cât se adună de la canalizare, pentru că ca și taxă și de canalizare, să nu uităm să o punem 30 de lei, 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 folosim unitatea de perceptor fiscal, adică perceptor fiscal și lucrează și în adicabil, și adică lucrează aici și acolo, dar o lăsă. Ea nu s-a închidă, da, nu se vede. Doamna primar, da. Da, dar nu s-a închidă. Operatorul scot-o video, 1.600 de lei ședință? Da, da. Da, și așa, pune așa, da. 6.000 de lei, ce să vede? Da, tehnica probleme. Noi tot 4 ori de grămă de pe-al, cât să vede cum e? Și băi pasnici, dar și mighiere, băi pasnici,
Cine
Vasile Schweitzer. Cine se abține? Cine se abține? Împotrivă? Așa m-am votat, nu știu. Ei, da, se strânie. Unanimă. Dar unanimă mă votat. Dacă nu am votat, împotrivă. 7-9. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului Local Costel 2006. Aici, haideți, vă rog, să ne sforțăm toți ca să propunem, că nu s-a mai redactat în acest moment. Deci, noi trimestrial trebuie să planificăm activitatea trimestrială a Consiliului împreună cu primăria. Și haideți să ne aducem aminte. Dar sunt de acord, că și-a spus. Iluminarea stradală, unde e? Nu, le-a făcut de-am trecut, Cristina le-a spus de-am trecut, nu este, nu este ca și subiect. Nu, dar de ce nu e ca subiect? O punem? Haide. Să o lăsăm, da? Da, da. Și aici e o greșeală, martie 2016, nu dreptați. Dar ce te scrie totul? Dar fi bine, dar fi bine de planificat o poședință în decembrie, pe 26-28. Extraordinară, da? Eu știu că ședințele se vor organiza când se prinde bugetul. Păi, pe data 25, eu trebuie să prezint toate actele. Păi, era bugetul pe 2017 și s-o prinde. Dar noi nu facem vreo ședință. Eu cred că am trebuit să aici. Noi nu facem vreo ședință. Că vă plecat de anul. A fost de să nu și... Asta e bugetul. Asta e ieșe. E prima lectură. Așa, e două, da? Domnul Vasile! Hai, trebuie! Vă schimb, domnul Vasile! Stimați consilier, deoarece Agenția pentru Pădure, Agenția pentru Pădure, acordă acum plantarea terenului care se încostat în Sibiu. Vreau să spun așa, eu cred că Consiliul a trecut un punct și a pus în ordine de toate terenurile care este posibil de pus pe sunt un an, doi sfinte de toate să vin cu avem la fiere, să nu mai lăsăm, nu trebuie să te cheamă la care. Concret, la Consiliul de depistat toate terenurile care necesită sădirea podurilor, nu podurilor, dar podurilor pașilor, și date în gestiunea cu coluzivii de a fi plantat. Asta de urmă. Dar cine plantează în trimestru 1 ianuarie, probabil mai bine. Asta e trimestru 1. Asta e trimestru 1. Asta e trimestru 1. Nu, primă trimestru. Păi dar noi avem mai când trimestru 1 și n-avem când de trimestru. Deja noi am selectat 700 și ceva de hectare pentru plantare. Dar nu s-au mai plantat. Domnul Schieba, ok. Să vă rog liniște! Să spun că subiectul cu mers și construcții sistemului de canalizare în Costiești este problema cu punem în planul de activitatea Consiliului să discut cu chestiunea asta. Asta vorbim la Consiliul. Și eu scriu permanentul să apară. Analizare. Cu privire la... Planul de activitate. Sistemul de canalizare. Bun. Mai așa, altceva încă. Dacă nu sunt propuneri... Executarea bugetului rămâne, da. Da, nu-ți propune, că nu poate asta. Unanim. 70. Cu privire la ridicarea mandatului subcomisarului. 7-11. Cu privire la distribuirea mijloacelor din bugetul local. Dacă pistola a votat apichetul meu că vindica comandatele, să ne explice, nu vreau să-i podul ăsta. Da, Diana. Diana, imediat. La grădiniță nu se ajunge la salarizare. De asta avem nevoie de niște rectificări. Adică nu eu de la alte instituții, tot de aceeași instituții la grădiniță, până la un articol altul. Știți că locuirile la grădiniță s-au efectuat. La locuirile, anume la grădinița numărul 1, prin tot studii superioare. Au vechime în muncă. Da. Și de asta, din cauza înlocuirilor, dar deci se suprapun statuiecte anume vara. Când trebuie, mai înainte era un concedii, acum e vara lor. E banul lor. Da, e banul lor. Eu nu spun nimic, dar avem nevoie de decizii. E distribuirea asta. A doilea punct e de supravenitor. Ceea ce noi supraveniturim. Sunt 250.000 de la vânzările terenurilor și adică dăm mai departe pentru ce avem nevoie. Pentru strada Unirii proiectul și 80.000 pentru Aveduc. Dacă o să ne permită Direcția Finanțe să mai avem bani, pentru Aveduc o să fie 200.000. Acum sunt niște venituri. Sunt niște venituri, dacă ne
mai facem niște legături. E clar, cine e pentru asta, vă rog, votăm. Dacă e vorba despre cererea asta,
să spun dumneavoastră, vă rog, vă rog, am consultat pe cineva dintre dumneavoastră, dar n-am spus la toți, că a venit Moldova Green Bank, asociația noastră de economie și împrumut, Botna, da? Botna, vrea să facă un proiect pilot, banca lor, cine finanțează acolo, eu știu, pentru Costești, ca și cea mai bună asociație de economie și împrumut și le trebuie un sediu. Și-o venit cu cererea și propunerea de a oferi statul ăsta dintre cărmuire și poștă, că e suficient o sotă să facă un proiect frumos de bancă. Pentru că cealaltă, v-am mai zis la comisie, cealaltă colț de 200 de ani, am spus data viitoare, am zis eu, personal, lui Borni Parca, m-am consultat cu designerii și spun că în colțul și ala se vine un, adică se potrivește conform planului urbanistic sau conform așezării faptului că datorită faptului că dincolo e piață și e spațiu comercial, dincolo acei de stradă, tot spațiu comercial ce e. Nu m-am putut ca și ea în colț. Și sunt solicitări, vreau să vă rog să fiți poate în alăștație, dar ca la alții. Doamna primară, de concretizare, dintre de muieri, Da. Răstignirea, da. Răstignirea nu atingem, a fost neautat de la Sfânt și e suficient spațiu ăsta, ca să-i dăm un aspect centrului. Vreau să cred și cărmuirea, băieți, eu să reușească. Nu, 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 noi facem licitație. Licitație. Nu, vă bunimor. Asta nu înseamnă, nu știi, cât e, cât e, cât e. O sotă, unul și doi. Fie, cât e. Eu am socotit undeva o sotă și trei și patru. Da, undeva unul și trei. Cât azi iază? Nu știm cum e. Când e doar cât e, face cu știu. Facem, ai centru, cât o să fie amenajat? Păi dați spune, nu ai ce în față? Nu, 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 să facem un proiect grandios, un monument, nu știu ce, ceva diferit. Sau să fie... Rămân monumentul Ștefan cel Mare, că avem resurse, în facere... Sau dăm resurse, răzbunit. Vă spun așa să am ceva. Spuneți, vă rog, de ce? Nu sunt spații care se iei în arendă, banca, n-are ce plăti, care-i problemă? Că banca au bani și vor să dăi pământul. Păi lasă să arendeze, lasă, dați-le că sunt un zbor satisfăr. E că este subsolul. Banca nu mai drept în cer aici. Dar și în un moment. Poliția. Am spus că poliția se mută în etajul ăsta de la spital, da? Rămâne subsolul. Nu, nu, nu. Banca de spate frumos. Banca e subsolul. Da? Eu nu zic că o să câștigi banca la licitație. Ia asta vreau să spun. Da, da. Noi, stimați consilieri, noi nu vorbim de bancă. De bune mor. Că nu să știi cine s-a da, făcut. Da, da, da. Asta de unul și asta îți dă de 3 ori mai mult la bancă. Da, da, da. Și asta le iei și gata. Dacă noi vrem să vindem terenul ăsta, eu nu cred că e necesar. Da, bine, asta și vă spun pentru și... Dar nu știu eu, necesitate să facem noi terenul ăsta. Dar deși el se încadrează în planul urbanistic, vezi că uitați în planul urbanistic se încadrează. Pentru că dacă se lăsăm așa, am văzut acolo e bun. Dar dați-o dat să vedem planul urbanistic, să vedem cum și nu, și până când rămâne. Nu, nici până când rămâne. Nu merge vorba în asta, că noi am scoate la vinde. Noi suntem și asta cu destinația sfiei. Direct la construcții frumoasă, care a făcut tot și se dedică în tot, prin fonta pravierii. Aici la noi, ca cu noi de acolo, că noi cu noi și asta nu e nimic. Dar dacă să facem un proiect frumos și noi astăzi decidem cu destinație în direcția construcției frumoase la o bancă în centru satului, vă spun că să alți bani. La o bancă. Și cum vine la noastră să ne gândim. Nu putem vorbi de bancă, da, da, da. De loc. Noi construcția noi o facă în bolul care ne-a spus. Eu vreau să mai spun una. Facem noi foarte lucruri frumoase, cei mai scumpi și voi Costeștenii nu știu la cine, la Ioveni, alți sat și te faci mi interese, că e mai ieftin. Da-ți faci, dacă zici ce mai mult să zic, eu vă spun ce nu s-a trebuit să nu e dat voi și voi. Păi și poate mă recitați aici? Nu, 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 noi facem greșeală, făceam din centru, așa din centru, noi avem la licitație. Noi, el nu mai apărut pe tipul ăsta la licitație, așa, la timpul ăsta acolo. De câte ori?
și nu au venit oamenii cu un proiect să vedem. Și pățând că acolo, unistă după oprire, rușine și lovați și ne răspunde. Așa se are și aici. Pățând că acum am să spătați cu aia acolo. Ei, cum pățând cum spătați cu aia acolo, trișeți în urmă. Trișeți în urmă, spătați cu aia acolo. Așa și de aia. Eu nu știu, eu faci sigurat. Dar nu doar nu sunt votat, Dorin. Eu vreau să fie aia, să nu mai rog public. Care stăbuiați cu primărie. Domnul Vasile, poftim, ați zis ceva? Nu sunt mai votat cu dar trebuie dispus cam și solicitantul la acest teren trebuie de dat o indicație cam și spate de făcut, adică ce ar trebui de făcut. Că într-adevăr nu vinde și noi nu vinde, noi am luat bani, uitat de bani, o solicitat banca, dar noi facem bunii modul, o să am putere ori și din noi, ori și din altă. Este unea că nu putem noi să permitem așa, ne iau în duc, cum și acum mai bine, în duc, bună ziua, eu fiu o păzire cu două de metale. Ori altceva, să fac un aspect nu frumos. Într-adevăr, trebuie din punctul ăsta de bătut cum și de solicitat un proiect ceva, dacă de făcut ceva frumos de făcut, dar nu de vândut, de vândut, noi dacă să-l vindem, într-adevăr, ați vine un cumpărător puternic, să fac o clădire de trăit cu 20 de etaje. Vor și nu știi ce mai faci, în caz de nou. Gata, nu se dă voie. Nu mai fi ministerul. Adică, hai să ne gândim și ce putem noi să reflectăm. Ați nouă vine el. O întrebare cu bun imobil. Format de bun imobil. Are bun imobil aici, pentru că facem o comisie de toți consilierii, ne ducem și vedem. Dacă spate de pădurată, pe jurul brazelor, și vin cu așa în partea asta, suota asta, spate de făcut curățenii cu trei cafi, a lăsat tot așa frumos și gata. Dar de știți ce facem? Și când o să fie amenajarea parcurilor, nu mai făcut ceva frumos acolo, de adăugat acolo, când e amenajat. Într-o sotă, nu știu, dar trebuie, eu îți parc aici, nu ai să faci. Păi, dar nu are importanță, nu trebuie să spune
Da, aici de sfidă mă niciodată. Nu are importanță.
așa. Cine? Eu vă rog, a fost propunerea doamnei Emile să lăsăm întrebarea cu două soții de la, de la Praz. Da, da. Cine pentru aceea vă rog votăm? Numai... Să nu se poate. Ca să nu se poate. 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 Odată aviz pozitiv. Eu le-am spus, două secunde, ca spun, ca vă spun... Băi, 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 două secunde... Cine v-a spus, dar cum ieșiți, dracu, nu stați la ședință? La idee. Bă, nu stați la ședință, finiți, la urmă, finiți, la urmă, finiți. Faceți cu așa. Să fiu un ședință și mărbuniță. Comisia, încă o dată, liniște. Comisia agrară, câți care v-a trecut și obținut, că voi să spun corect. Restul... Eu am dat aviz pozitiv, să spun din ce. Că știu că lotul ăsta niciodată n-a scumpăr, că el a sărbit și la milioane de lei. Asta a cumpărit. Dar fiind informat cu limoanul, am spus, puneți-a, hai mai puneți-o la aviz ca să trece licitația aia. Ca să apară cu 100 de pretendenți, ca nu s-a rândit și la 1000. Și în cazul și ăla, dacă nu a să vând odată de două ori, poate bunul imobil trebuie de, într-adevăr, de anulat și de... Deci vorba ca să fie banii primării și să facă. Domnule, ce-ar fi banii noași să cheltuie, dar aspect eu că răspund. Păi, dar ce să-i faci pe acolo? Ce să-i faci? Păi, domnule, acolo, pământul spune. Doamna președintă. Doamna primar, voi am votat. Am votat și comisii. Am votat. Gata. Mai departe votează. Mai departe pe celelalte aspecte. Eu vă rog. Pe celelalte aspecte. Aici la licitație am așa cum ceva. Aia votat pentru 2, dar restul... Apoi restul să-i mai mi-a votat ca să nu, 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 restul împotrivă și abținem. A, împotrivă. În primul rând, dumneavoastră, noi executat ordinea. Spune deodată proiectul decizii. Și pe urmă spune a doilea întrebare. Nu se mai pune, va să nici un proiect. Deci zic la Comisia de Finanțe, voi răspunsul negativ. Deci nu fost discutată întrebarea asta, nu se pune licitație. Doamnă președinte. Da. Domnul Mireac a întrebat, dar când ați și licitația, da? Și mai este o întrebare, vă rog să scoateți legea sau cu cât timp înainte de licitația ai voie să te registrezi? Vă să aduc foaia să ne răcinii, eu citesc, până să îți faci alta. Este regulament. Hai să vedem. Potrivă și abțin. Spune la sântrie când e licitație. Așa, potrivă aici, mai este cineva împotrivă. Apoi îți faci un vot. Abține. Eu aș fi ciudă. Hai, da. Doamna Alexandra, votați sântrie și întrebarea și gata. Nu am dat licitație. Potrivă și gata. Da, ordinea de zi și scrie și cine e împotrivă sau cine e împotrivă. Cu privire la spatele la legitație, o votați 12 să nu scoată la legitație. Da, 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 și dacă se votează, se votează, dacă nu se votează, se votează. În cazul respectiv s-a propus să... Da, să scoate din... Să scoate din ordine, să votați din conținere. Nu se mai discute subiect. Nu se mai discute. Hai, de la 10 la 18. Așa, 10 și 18 ani. Cine pentru aceea vă rog votăm? 1, 2, 3... Dar unde sunt 10 ani? Sunt frate! Sunt frate! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, cine s-a abținut? Cine este împotrivă? Doamna președintă, vreau să întreb dacă ai zis la anterior
Astea sunt puse în cască. Le-au pus în cască, da, le-au pus așa. Astea le-au pus în cască. Le-au pus numai două. Hai mai departe. Proiectul numărul 7, primirea transmiterea terenurilor de mini flota în proprietate publică. La vot. Ce mai despre comisia acolo, Roma? La vot. Țurcan Andrei președinte, Nicol Damian membru, Șmereancu Ion membru și adăugăm încă directorii, mă rog, la ambele instituții. Timor Maria și Borg Svetlana. Să vă vor. Dar știi că e cea mai proprietate privată. Ia primării, dar de un folosit în școlile. Așa. Cine pe plăcea, vă rog, votăm. Una mie. Condiția menținerii și așa mai departe. 7-6. Primire la locarea unor sute de bani. Îți spune. Da. La comunii frumos în buget, s-o vor... Adăugăm. S-a votat în pachet, cum vorbim noi. 30.000 pentru toate măsurile care. Pentru anul nou. Pentru anul nou. 30.000 pentru toate măsurile care vor fi. Alea nouă, este 29. Pentru sărbătorile de iarnă. Vezi că se face un ședință de 29. Nu, ei, asta e mânat. Să fac ședință acasă. Noi să facem adunare în ședință. 30.000 la vot. 30.000 la vot, s-a votat la Comisia de Finanțe. O să ajungă pentru că doar la copii, la gândiți-mă. Da, așa o să ajungă. Dar 13.500 la dulciuri încă. Avem atât cu comisie, doctor. Adăugător pentru dulciuri. Doamna primăriță. Dar poate ai fost la ședință. Cu cât Brexit și ei, dar da, cât pe 30.000. Așa am votat voi. Acum la comisie. Dar tu le-am dat. Mai sunt la comisie, mai aprobat taxe, sume? Da. Care? Te rog, spune. Dar sunt 13.500 de scrise aici. Acolo e la doi participanți la concurs. Asta încă 13.500 de scrise. Nu, nu, nu. Încă 13.500 de scrise. Nu, nu, nu. Încă 13.500 de scrise. Nu, nu, nu. Loca dulciuri și cenzuri. Dar deși ea a deșit președinte de ieroa. Dar cât a fost la altă? Nu întrebat. Nu, nu, a trebuit să fie la 15.000 de ieroa. Unde scrie? La mine. Ia pe la mine și scrie. Nu, așa că comisia. Băi, pune, hai, 30. Pune 30 și mai dați 30. Ce mai fost aprobat acolo? 10.000 de lei ajutor unic. Aici cât la asta? Deci mie îți băiam ce la care la gârle pe Facebook, Bortul Gheorghe. 10.000. Ajutor unic pentru băiat ce la care are probleme de sănătate. Da, da, da. Da, bă, bă. Da. Și altceva? Și atât cu bani. Hai, să da. Cine pentru aceea, vă rog, vă 30, 30 și 10. Da, 30, 30 și 10. Una mie. Domnule, hai. Iar fie să fac, vara voastră. Aveți listă, doamnă? Listele sunt.
30 de ani trecut, eu nu le-am dat. Mă interesați în zona și vot. Este în lista? Comisia de repartizare a nației a noastră. Vă rog, dar este de anul trecut. Dacă la tăt și ați mirei, că vă așa nu trebuie să dăiem și zi. Deci noi cred că data viitoare, știți, cred că vă întreabă și dumneavoastră foarte mulți pensionari și invalizi de sprijin. Aici e subiectul, da? Un exemplar. Vă rog să mă ascultați. Nu vă ascultați, vă zic, da? Deci și în iarna anului 2015 și acum comisia a lucrat, a aprobat 30 persoane de a li se da fără plată ierni, da, 30 chiar. Deci comisia a lucrat asupra acestei liste și din anul trecut s-a eliberat cu gratis, i-a scris o listă aici la doamna Elena, de-a mult scris de contabilitate, cu ei s-a dat gratis. Vă rog să aprobați aceste liste, dar trebuie să facem ce o publică. Se repiedă oamenii de anul trecut și anul ăsta? Nu se repiedă, nici comisia a lucrat și nu se repiedă. Sunt care se repiedă, care lucrează de banii. Nu, de mine cu plată nu se repiedă. Dar dacă sunt persoane invalide sau care au nevoie, materială, de exemplu, dar sunt persoane, eu știu, care nu au primit plăti invalide. Și o să mai fie, pentru că noi avem 1.800 de pensionari și 600 de invalizi. Dar putem da vreo 200 la fiecare dată, de aceea o să mai fie la care l-am dat, nu le reușim să facem. De aceea vă rog aceste liste care... Și în săptămâna viitoare, Comisia de Repartizare a Lierilor, după și primim autorizația de la domnul Ioanaș, împreună cu domnul Ioanaș, o să ne aduc câte lierii avem. La ce lucruri și o să... De aceea vă rog să aprobați această listă. Și încă ceva. Încă ceva. A venit o propunere de la Sfântul Sfântul Uita de asta. De la asistență socială, că acum de anul nou, Consiliul pregătează cele mai grele persoane care stau acasă la pat, cât un cadou de anul nou. Ce părere aveți? Trebuia să vedeam să aprobăm iar la lucrări acolo, să mai punem niște bani. Sunt foarte multe persoane. Măi, doamna asta, n-a reușit să facem ziua persoane orientate. N-a reușit să facem ziua invalizilor. Zic, măcar de anul nou să ne ducem cu ceva bucurii pentru acești bătrâni invalizi țântuiți la pat foarte, foarte bine. Și iar și Comisia Socială o să lucrăm asupra componenței acestei liste. Ce părere aveți? Dar ce sumă fiecare? Vă rog să ne dați lista asta să vedem. Da, da, mai. Și prima asta cu lemnii, vă rog să vă grăbiți cu lemnii, să nu fie primăvară. Știe, domnule, aștept autorizația, până nu văd autorizația. Doamna primar, dar cum? Autorizația lui și am înțeles că echipătarea parchetelor e începută. Dar cine i-a dat voie? Nu, nu, dar voi faci prezent cu omul. Noi, eu știu că de legii strictite zâns până la deținerea organizației, nu stai ok. Nu, dar nu tai nimic. Eu am un parc, am auzit în posta. Ei, bădina! Doamne, colegi, eu vă rog să mă ajutați să știu. De ce sumă la fiecare persoană? Ce sumă propun? 200 de lei? La câte persoane? Câte? Zici mă atâtea altă. Câte că sunt la 100 de persoane? 20 de lei bine? Din cât este? 100 de persoane și 200 de lei. Câte persoane aveți? Ei, avem! Nu spun! Unde ai văzut? Unde ai văzut? Ce e mai grav? 100 de persoane și 200 de lei. 20 de lei. Ce e de pe aceea vă rog o dat? Mulțumesc! Și tu până mergi? Și dacă scoate la listă, vă rog. Doamna, doamna... Da. Acum la care sunt un femei, au doamne țap, care știți un an? Dar au primit amprăcimeșa, deci nu poate merge. Eu propun la... Și voi, și voi. Asta este urma să mă puniți, să vreți... Da, să nu am faci lista, da. Da, lista ce mă-ți fac. Bun. Noi am dat două... Eu vorbesc de lemn și spui tu ce-ți spui. De lemn, dar nu-mi pentru lista, prin urmă, domnionaj, o să vă întreb cum mă cheamă și... Spuneți-ne chiar dacă mai... Ce-ți mai e? Ce-i mai e? Ce-i mai e? Ce-i mai e? Conștiințele anterioare, eu eram tot proiect de decizii, trebuia să celibatare. Cei care au plinit 50 de ani, dacă storii oamenii învârstă, era un proiect să ne alocăm câte ceva. S-a mai realizat, nu s-a realizat. Noi știm că le-am dat sugestia la oamenii ăștia că o scrie. Da, da, da. Și...
Cum era cu fac? Clientului stau la mine în cabinete. Dar știu că ne-am oprit să am realizat proiectul. Da. N-am făcut-o de ziua persoană orientat, că acolo trebuia. Și nu știu ce e campanie, nu știu ce s-a tărăgănat-o. Eu știu, parcă ați zis să o lăsăm pentru hram. Ce părere aveți? Tot de mai gem. Hram. Ei, fără la zi de la hram. Da, că vii iau și te șoate. Faci să-i dăm premiu băieț? Nu mai pui pe nici sănătatea, ar fi bine să-i spun prin
Sigur că ordinea de situație. Da, trebuie să. Acum ne gândim la canalizare, vreau să vă informez. La moment, dacă mergeți și știți, se lucrează la casa de... Stația de împurare, la moment se lucrează acolo foarte dificil, foarte greu lucrează. Este vorba despre modificări în proiectul stației, care urmează să fie efectuate de către proiectant. Proiectantul nu prea este de acord cu agentul economic și vrem să fac aici în construcții. De aceea merge dificil acest proces, dar oricum au toate condițiile ca să lucreze și ne-am asigurat de acum eu din promisiunile lor m-am săturat, domnul Amnitică, m-am venit la primărită, insistă, ca agentul economic să majoreze ritmul lucrului, pentru că are toate condițiile, să treacă la rețiere, nu numai la stații, dar și la rețiere. Acum, de acum este iarnă, merge cu viteză mai foarte, dar cred că în 2017 o să iasă cu alt ritm de lucru, că anul 2017 este un ultimul an din ieierea proiectului de canalizare. Noi am valorificat 23 milioane, mai în ieri am valorificat fondul ecologic. Este deschis, putem și costești și normal, știi, ca să finalizezi proiectul, nu poți să oprești toate problemele financiare care are țara, dar fondul este deschis pentru ca la costești să finalizezi pentru de canalizare, sau structuri de canalizare. De aceea noi insistăm în fiecare zi agentul economic să-și execute atribuții. El este așa cum este, el este așa cum noi l-am moștenit, pentru că e foarte dificil, nu are tehnic, nu are specialiști, vreau, noi insistăm zilnic ca el să lucreze.